Hello guys, eu sunt Cristina și Raul vorbește pe WhatsApp în spatele meu. Iar astăzi o să facem make-up challenge. Asta înseamnă că o să mă machiez cu mâinile lui Raul. Bun, păi hai să ne apucăm. Nu, cred că de fapt nu cu asta. O să ai nevoie și de asta? Mă gândesc că nu. O să-mi și prind părul ca Raul să nu se... Sau vrei să mi-l prinzi tu? Deci luăm părul. Dar fără cercel. Uite, scuze, dar nu știu să prind părul. Cred că este mai simplu ca să pară cap. Și gata, Raul a prins părul. Ajungi la chestiile astea sau vrei să le aduc mai aproape? Căci uite, aș putea să le aduc pe toate mai aproape. Bun, acum că am așezat un pic mai aproape astea, o să vedem cu ce începem. Pipăim ca să vedem. Stai să mă gândesc. Vine să mă ating pe sâni uneori când mă gândesc. Uf, mă iau cu călduri. Așa, începem cu... Așa, uite, cu un fond de ten. Se aplică întâi baza, bineînțeles. Punem puțin pe mână, dar gen foarte puțin, că facem economie. Așa, îl punem pe mână și acum îl aplicăm pe față. Și începem să întindem. Da, și mă rog, și pe sprâncene, pe astea, peste tot trebuie, știi? Dar trebuie să ne aplicăm foarte bine. Mai bine decât fac eu, știi? Trebuie să îl întindeți gen peste tot, nu doar în partea dreaptă a feței. Mai punem niște fond de ten, o nuanță puțin mai închisă. Nu le amestecăm sau ceva, le punem pe rând. Că... Așa, acolo, acolo și pe nas, peste tot, pe nas. Așa, of, așa, și pe frunte. A, și pe acolo, dec. Și pe mustață, și pe în nări, mai ales în nări. Nu lăsați niciun muc verde. Așa, dam. Așa, peste tot și pe o, pe frunte. Așa, e perfect, cred. Nu, și pe dinți, da, și dinții, trebuie și dinții. E spre alții. Gata! Trecem la următoarea. Următoarea chestie pe care o să o aplicăm pe față, încă nu știm ce. Hai să ne gândim. Să fie oare un blush, un tuș verde sau poate tot un tuș verde? A, o perie cu care trebuie să mintim fondul de ten. Da, așa. Pe nasul un pic, să curățăm așa un pic. Nasul trebuie să arăt bine, pe bărbie și pe frunte. Așa, peste tot, peste tot. Mai ales pe obraj, da. Da, și pe sprâncene, încă n-am ajuns la sprâncene, suntem tot cu peria de... A, sub ele. Primim indicații că nu m-aș machia eu bine. Nu știu ce să zic despre asta. Bine că vă pricepeți voi, frate. Și luăm tot un fond de ten, doar că îl punem jos. Așadar, trecem la ochi. Haide să ne machiem. Avem o paletă aici de culori. De la alb la gri, luăm o pensulă din asta clasică și ne dăm cu orice culoare, adică nu contează. Ba da, uite, ne dăm cu un portocaliu alb, uite așa facem, îl amestecăm acolo și după aceea îl dăm pe la ochi. Mă rog, și pe lângă, nu contează. Așa, da, întindem. Cu grijă, cât să nu ne scoatem ochii. Mai luăm altă culoare acum. E pentru celălalt ochi. Așa, da, e perfect. Altă culoare acum, când am terminat, ne dăm și pe frunte, acum pe ochi, am ajuns și la ochi. Nu ca așa se poartă, nu știți voi. Of, că a căzut aia pe jos, dar las-o acolo că mi se face prea cald. Nu mai stau acum să le caut. Ce cald îmi este. Luăm și un rimel, culmea, că nu ne mai dăm cu nimic decât cu rimel. Am luat rimelul, așadar... Și încercăm să ni-l aplicăm pe pe gene. Acolo undeva. Da, pe sprâncene, puțin mai jos încercăm să facem. Acolo așa, pe gene. Este perfect. Cu grijă să nu vă scoateți ochii, fetelor. E foarte, foarte important. Așa, și la ochiul acesta, pe pentru că trebuie să așa la parte, perfect. Ok. Perfect. Avem un tuș pe care o să-l folosim. Tot timpul mă greșesc cu tușul, nu știu ce să fac. Dar sper ca de data asta să fie ce trebuie. Începem tot timpul cu ochiul închis. Așa, și-l aplicăm. A, exact așa, da.
de facem și, și codiță până la urechi, că așa se poartă acum codițele. Așa, da. Da, asta e. Of, la naiba, cât are bine arăt cu tușă. Mai punem niște fundete. De data asta spumă ca să acoperim ce am dat pe față. Ne acoperim nasul cu un pic. O pune. Așa. Da, niște bune așa, poate. Și pe frunte, da, ca să acoperim ce am greșit. Asta e pe bărie. Estompăm un pic. Da, așa. Asta toate înainte de a ne dași cu pudră. Să pun și nasul cu un pic. E foarte important. Și pe frunte. Of, nenaiba. Tare bine mai arată. Sunt super. Și acum ultima fază. Ne dăm cu niște pudre, luăm o penie micuță de pudră și aplicăm înainte un iluminator pe nas. Da, și în ureche un pic, trebuie să... Așa, pe pomeți, pe după pomeți. Normal că ne dăm cu iluminator pe toată fața. Și acum cu o pudră de contur. Ne blășuim cu o pudră de contur. Așa, peste tot. Doamne, că trebuie tot eu să vă arăt, că nu știți nimic, nu știți să vă dați cu make-up, trebuie să vă arăt eu. Și gata, în fine. Acesta a fost tutorial. N-am terminat. Stați puțin că nu m-am dat cu ruj. Dar bineînțeles că o să ne dăm cu un ruj închis, foarte închis la culoare, pentru că se super poartă. Aplicăm rujul. Este foarte închis la culoare. Așa, acolo. Cu grijă, vă dați cu grijă, pentru că e foarte important să arătați bine. Așa, ăla-i. Un pic acolo și în margine. Of, la naiba, ce caldă mi este. Abia aștept să mă vadă iubitul meu așa. Dar, stai să mă gândesc. În fin, hai să continuăm, da. Aoleu, și pe dinți, sigur că trebuie să vă dați și pe... Vai! Ce caldă mi-este, Doamne! Nu mai pot de caldă. Ce m-am încălzit! Acum ne mai dăm cu un ruj, pentru că așa acum se poartă, știi, trebuie să te dai cu două. Așa, acum ne dăm cu un roz peste un mov, bineînțeles. Nu... Mă rog. Așa e acum. A, și să nu uităm de sprâncene, bineînțeles. Trebuie să le conturăm un pic, să nu le lăsăm așa. Nu se poate să le lăsați așa, fetelor. Așa, și un pic și de pe sprâncene. Că se puțin mai da, acolo. Nu știu ce le-am aplicat înainte, da. Și acum suntem perfecte. Numai bune de ieșit în oraș. Bineînțeles că... Înainte să plecăm de acasă, trebuie să mâncăm și o ciocolățică. Dar o ciocolată putem să o băgăm în gură. Aoleu. Și gust. Are gust de toate fondurile de tem pe care le-am aplicat pe față. Ce gust nașpa are. Gata. Eu nu mai vreau. Nu mai pot. Da, încă o pudră. Ne dăm cu încă o pudră. Așa, ne dăm cu blush acum. Pa. Și seară mă duc în Gaia. Bun, dragii mei. Mă bucur că m-ați urmărit și de data asta. Sper că v-au fost de folos toate sfaturile mele și sperăm să ne vedem și data viitoare la un nou tutorial. Pa!